Salutare tuturor, eu sunt Alex și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal și de data aceasta episod și nu live, pentru că de ce nu? Astăzi vom juca un joc horror de data aceasta numit Lairs of Fear. Cred că așa se citește. În fine, nu vedeți de camera mea, de-a scrie aici. Aici, Lairs of Fear. În fine, e un joc horror care nu știu prea multe. L-am văzut și eu acolo printre joculețele mele și am zis, bă, joc horror trebuie încercat. Sincer, numai din trailer m-am speriat și eu nu mă sperii. M-am speriat la Resident Evil și mă sperii la ăsta. Am înțeles că e joc gen poveste, adică nu o să fie mare acțiune să mă pune pe mine să mă bat cu cine știe ce. Pe monstru la chip. Și cred că s-aude și muzica asta creepy pe fundal, pe care nu doresc să mai aud. Înainte de filmare am stat eu ceva să reglez și încânta melodia asta într-una. A început. Joc pe console. Bă, bateriile sunt low. Mamă, mi-a dat fatal. Alone. Hopeless. Trebuie să nu se termin. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Finish it. Picture of Dorian Gray. Mă uit ce am monitor acolo, acolo și acolo și mă uit pe el. A, pot să mă mișc. Am o sensibilitate cam. A, ce mișto! Hai să deschidem până la capăt, doare. Așa, în fine. Nu am nici cea mai mică, cred că pasă de inspect. A, nu, RT. Pot să-i dau, a, din ăsta îi dau rotire, back, înapoi. Dar nu, n-am și un obiectiv anume. Aici. Bănuiesc că se vede bine ca grafic. Dacă se mișcă bine. Adică nu e de la mine, adică așa se mișcă jocul. Părcat în ala. Am crouch? N-am crouch. Cum e efectiv mă spune sau cerere. Dar credeți-mă că jocul ăsta... Aude ceva în spatele meu? A, pașii mei. Mă, dar eu nu știu ce caut și care e obiectivul meu. Asta. Să nu vreau să mă duc acolo, credeți-mă. Sunt și eu om până la urmă. Bă, dracu să vii tu de ușă. Cine m-a fi pus pe mine? Băi, deci eu vă zic că dacă începe... A, sunt o fantomă, perfect. Dacă începe să sară ceva... A, cred că aici trebuie să mergem. Săra din... Așa. Have a nice day. Nu-mi place să citesc... E încuiat. Și acum să mă întorc și să-mi pară mare creatură. Aici. Da, nu o să-mi doresc să fac asta, nici acum, nici în altă viață. Nu știu ce se aude. Nu știu dacă la... Deci astea... Băi de frate, deși foarte întunecat jocul. A, frumos. Deci are un movement așa de sacatat și de slow. M-am speriat. Nu vreau să citesc astea.
A, nu vreau să închid nici becul, o să-l lăsăm deschis pentru acum și pentru eternitate. Vedeți, deci, să înțelegeți, voi, ia pe filmare. Deci el așa merge ca și joc, nu e de la mine. Nu. Hai să explorăm mai întâi. Deci jocul ăsta e creepy și cred că o să fac un episod până mi se duc bateriile. Văd sânge aici. Stai aici, ceva frumos. A, bine că e încuiată. Mulțumesc. N-apare nimic. Scrie ceva pe ușă, dar... Sper să nu fie melodie cu copyright. Oprești. A, bine, cum v-am spus, suntem un fantom. Ce-i asta că... E ok. Bine că te-ai opri. Da, nu sunt interesat și în ceva în simul care crezi. A, e perie de păr, am înțeles. A, da. I love you. Mersi. Me too. Scuzați-mă. Mamă, ce m-am speriat! Băi, deci jocul ăsta mă enervează! Cât de efect poate să deschidă ușile! Cum, frate? Am înțeles. Voi lăsa camera asta. Acolo am fost, nu-i nimic. Văd o sticlă de vin. Niște... Șai, mă. Bă, ce-i mă jocul ăsta? Cred că o să deschid setările, să dau ceva mai luminat, pentru că, efectiv, eu nu prea văd nimic. Nu știu dacă voi o să vedeți. Hai că să ai de bine pe filmare, stați liniștit. Ciupacabra, tu ești. Și acum să stea unul în fața mea acolo. Oh, am găsit cheia. Dar nu știu. I'm sorry I make it up to you. Tonight is all about you and me. Let's make it special. You promise. Bine. Mai un dulap aici? Stai. Asta cred că e parte din poveste și dacă vă interesează pe voi în special, trebuie să-i băgați o pauză de... M-am speriat, am crezut că apare ceva, că nu mă puteam mișca. Eu dădeam... Îmi doresc să merg acolo? Nu. Deci dacă apare jumpscare ceva, eu plâng. Efectiv, bine că aici nu poți să dai. Ai, uite altă cheie. Nu poți să-i dau take? Asta e că poți să-i dai inspect. Ce dracu' e ăsta? Tamburină de-aia cred. Efectiv, îi dau uninstall from Microsoft Store, că e pe Xbox. Hai mă, deschide. Bine că are mecanici ușoare, adică eu sunt învățat pe consolă, nu trebuie să... Nu, deschide. Ia ce avem noi aici? A, așteptam la ce. Nu te întoarcem, Ăsta-i tablotul ăla de Vincent Van Gogh, parcă, să zic eu. Ăsta-i camera la fetiță. Bănuiesc că e colorat. Jocul ăsta e vorba de tablouri în special. Adică creierul meu așa a tras o concluzie. Bă, aici e vorba de tablou. Adică ați văzut și la început că avea... Băi, ești nebun! Știi cât de urât e ăsta? Ăsta-l bag în thumbnail direct. De astea, deci sunt mai mult ca sigur, acolo e baia, o să închidem ușa. Nu știu cum a văzut pe filmare.
Eu stau în permanență. Uite, pot să bat cheia. Nice. S-a minat camera. S-a închis. Bă, din scaun. Ăla, cred că o fi un item story și ceva. Am călcat în joburi. Pensule. Nu se mișcă ce? Vin. Mai mult vin. Bine că e impiet. Droguri. Multe droguri. Nu vrei să știți, dar mi se zbrășe pe un pier. Porunc. Și ce trebuie să fac? Ah, stai. Am mâinat. Am primit atingere. Discover aphorism. You deserve. Nu, nu scapă mie. Aolo! Așa. Nu pot să iau pensurile să desenez? Să-mi fac de cap? Da, să înțelegeți. Cred că o să am iar de tăiat pe filmări ceea ce nu agrez eu. Sunt ascendentul lăsatului dintr-o bucată. Văd tot, să știți. Mai mi s-a încuiat ușa. Aia asta n-am testat. Ah, nu. Mă, s-a schimbat casa. S-a schimbat și atmosfera. Fac de 12 minute. Frate, eu nu mă sperii de fulge. Nu, bine că nu puteți voi citi pe buze. Bun, facem în felul următor. Setting, grafic. Apply. Na, e urât așa, nu-mi place. Cred că mai... ceva genul ăsta? Să mă uit la mine pe filmare, nu pare așa înfricoșător, să știți. Cărți. Eu v-am zis, frate, cărțile sunt malefice. Al coridor. Mă, nu știu unde murmăie, dacă murmăie calculatorul meu sau murmăie ceva pe aici. Că dacă murmăie ceva la picioare, nu știu cum îi dau un picior de numai să trezești. Și n-am apucat să citesc, eu și rez mai încet așa de fel. Trage-mă! Ah, da, sunt foarte sensibil la jump scare-uri. O pipă pot să trag din ea să-mi scadă... cum îi zicea... Level of fear. Nivelul de fear. Ah, și evident că acum încerc să deschid dulapul, sare ceva. Bine că vine. Da, mă, dar becul ăsta aici că-i chior, frate. Ce dracu bec? Ah! Voi nu știu cum mă vedeți mâine așa dintr-o parte, dar credeți-mă, mi se ridică părul cap efectiv. 4, 5, 8. Mai avem candele pe aici? Este. Patru. Cinci. Opt. Trebuie să apăsa ceva. Nu e, deci dacă nu e așa, încercăm. Cinci, patru, opt. Atunci încercăm așa. Opt, patru, cinci.
Dacă nu e așa, e 8, 5, 4. Aia vezi? Easy! The past world buck? Bă, frate, și ăsta mai ia cu buck? The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you mi-am marry primit me? Iar achievement. Never forget. Never forget. O să-mi aduce aminte de scaunul ăla din Resident Evil 7 unde stătea bunica. S-a închis ușa în spatele meu, frate, deci voi nu vrei să știți efectiv. M-aud? Da, s-aud. Filmez, ha, că dacă nu filmam, doamne ce mai nervă. Voi nu vrei să știți efectiv cum e spatele, părul de pe spatele meu? Bine, n-am păr, dar vorba vine că e ciuline. Nu, frate. Ai dita mai cona cu trei țari familia ta, n-ai putut să spui un bec? A dispărut ușa? A dispărut. What I need to do now? Și frate ta, frate, sufletul tău, doamne! Bă! Nu văd nimic. Voi vedeți mai bine. Mi-e frică, frate, vine să plâng. Ce dracu mă spun mie să filmez jocuri horror singur? Și acum închidem ăsta și apare ceva. Sper că fără jumpscare-uri, că nu scria că e joc horror. Cățești. Ale. Bă! A zbărit părul! Capul meu! Nu vreau să mă duc acolo! Băi! Mă jur! Nu am avut nici cea mai mică, cea mai... vagă idee ce mă joc. Mamă, mă sermin odată. A, e bibliotecă. Și era al dracu de urcă mai speriat de era să fac pe mine. Acum putem să ne întoarcem. Al coridor de la infect. Cu Vincent Van Gogh. Mamă. Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Nu vreau să mă întorc, o să merg înainte. M-a dat puțin. Băi. Și acum parcă văd că sare Mia din Resident Evil 7 aici. Asta îmi pare a save-ul. Rip. Și bănuiesc că acum mă duc aproape de la să citesc că sunt un om. De ce șobolanule te duci în continuu să mori? Efectiv jocul ăsta... V-am zis că se întâmplă asta? Nu mă lasă să mă întorc! Mi-au transpirat palmele. Stai să mai beau puțin ceai, până acum nu m-ați văzut că beau ceai. Hu.
Și dacă mă vedeți voi pe mine mai întunecat, așa e pentru că atmosferă horror și... Dracu mai mă pune pe mine să citesc o carte. Vedeți ce fac cărțile? Și hai de capul, ăsta ce e, Patriarhul Daniel? Nu, lasă-l în pace, lasă că e bine. Mă, dar nu știu jocul, adică îți dă o singură posibilitate și aia ori te duci, ori te... Oh, cameră luminată. Please don't scare me. Atât îți cer. Sper că să de bine pe filmare, atât. Măcar atât, că nu mai joc ăsta. Adică bine, acum știu la ce să mă aștept. Salut. Bănuiesc că dacă noi ducem lângă geam, iar face urât. Așa că o să evităm niște jump scare-uri. Pui! Păi, frate! Să continui să mă opresc. Nici nu știu ce durată are jocul ăsta. Hai mă, continuăm puțin pentru abonați să fie... Nu fie episodul prea lung, dar mai continuăm puțin. Două uși. E în spatele meu! Păi, câtă diabolic e jocul ăsta. Nu mai vreau, băi. Pauză, bun. Prieteni, dacă v-a plăcut episodul și bineînțeles că vă place, că vă place să oferiți mai durere omului. Și așa că o să dați like, share și subscribe la acest videoclip pentru că vă speriați împreună cu mine și sunteți cei mai tari. Nu mai vedeți părul, da, nu-i nimic. Bun, dar cam atât a fost și cu acest episod și Doamne ajută să se fi salvat, asta contează cel mai mult. Nu cred că o să editez nimic la el pentru că a ieșit totul splendid ca de fiecare dată, ca fiecare lucru care îl fac eu, pe care. Dar aici vom încheia noi cu episodul. Dacă aveți vreo remarcă, sugestie, orice, hai, comentarii pe undeva pe acolo. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!